Lega mea Roxana Ciucă are toate informațiile. Bună dimineața, Roxana. Ce s-a întâmplat acolo, în ce stare este polițistul, dar și ce s-a întâmplat cu bărbatul împușcat, înțeleg că este în spital și de asemenea a fost operat. Bine te-am regăsit, bună dimineața din nou, doamnelor și domnilor. Da, vorbim de contrabandistul de 28 de ani care a fost operat. Starea sa de sănătate este foarte gravă, doctorii sunt rezervați în ceea ce privește șansele acestuia de supraviețuire. Vorbim de coma grad 4, este intubat și ventilat mecanic. Între timp s-a deschis un dosar de cercetare penală la parchetul de pe lângă tribunalul de acolo din Botoșan. Toată această acțiune se desfășoară sub coordonarea unui procuror pentru că vor oamenii legii să afle dacă polițistul de frontieră, acționat corect și a folosit așa cum trebuie armamentul din dotare pentru că azi noapte acest contrabandist a fost somat să oprească de poliția de frontieră de acolo din Botoșani. Nu a oprit. Polițistul de frontieră a fost nevoit să tragă mai multe focuri, de, mai multe focuri în aer. atras de altfel focuri și în autoturism, iar unul iar un, un foc a fost fix în autoturismul Exact la bolan unde se afla acest contrabandist și a ajuns, spuneam, la spital în comă de grad 4 pentru că pur și simplu nu a putut să scape de, de pistolul polițistului de frontieră. Vom vedea cu exactitate ce se va întâmpla în continuare. Acum... Zilele trecute chiar a avut loc un eveniment în care ne anunțau cei de la poliția de frontieră cum că a scăzut contrabanda cu țigări la noi în România, că nu prea se mai intră cu țigări fără timbru, fără documente de proveniență din afară. Iată că nu e așa, pentru că în mașina acestui contrabandist de 28 de ani au fost găsite foarte multe pachete cu țigări și cel mai probabil urmau să fie comercializate pe piața neagră de la noi din România. Urmărim, vedem cu exactitate ce se va întâmpla în continuare. Vă repet, starea acestui contrabandist tânăr de 28 de ani, iată, este destul de gravă și polițistul este cercetat de procurori.